Reglementările privind producția și comercializarea suplimentelor alimentare sunt mai flexibile și mai permisive comparativ cu prevederile care există și care sunt aplicate la medicamentele cu prescripție medicală. Aceasta este opinia Consiliului Concurenței, care susține că există o confuzie la nivelul consumatorilor din România între medicamente și suplimente alimentare, motiv pentru care a solicitat introducerea de noi reglementări care să clarifice diferența dintre cele două categorii și care să includă și norme mai clare privind promovarea lor sau publicitatea. Reprezentanții Patronatului Român al Industriei Suplimentelor Alimentare, pe scurt PRISA, sunt de părere că este mult mai strictă legislația privind autorizarea suplimentelor alimentare față de cea referitoare la autorizarea medicamentelor. Ei bine, despre legislația din România privind autorizarea suplimentelor alimentare vom vorbi cu doamna farmacist doctorand Olivia Preda de la UMF Carol Davila București. Cum vi se pare această legislație în momentul de față la noi în România? Din punctul meu de vedere, la ora actuală, legislația privind autorizarea, mai corect spus, notificarea suplimentelor alimentare, este una destul de facilă. Și spun facilă privind comparativ cu ceea ce se întâmplă când autorizăm un produs medicamentos, în speță mai ales un medicament generic. Acolo avem în spate un dosar care este destul de voluminos, analizează din toate punctele de vedere produsul care urmează să fie pus pe piață. În schimb, la suplimente, dosarul este ceva mai puțin stufos, este mai ușor de atins, de parcurs de către un producător care dorește să notifice un astfel de produs și atunci tot acest proces este mult mai facil. Și din acest motiv și răspunsul autorității este unul mai rapid. În momentul de față, ca să știe toată lumea, ce ar trebui să conțină un dosar în ceea ce privește notificarea unui supliment alimentar și unde ajunge, pe masa căror autorități ajunge dosarul cu pricina? În acest moment, dosarele de notificare a suplimentelor alimentare vor ajunge la birourile teritoriale ale Ministerului Sănătății, care sunt responsabile de a analiza acest dosar pe care noi îl furnizăm. Dosarul este totuși unul complex, nu ne imaginăm că nu se poate parcurge într-o manieră serioasă și riguroasă. Avem informații atât din punct de vedere calitativ, cantitativ, trebuie să fim precisi cu ceea ce conține produsul pe care noi vrem să îl punem pe piață, ce analize de laborator facem, trebuie să avem niște buletine de analize care să demonstreze că noi am testat în prealabil produsul nostru în laborator. Este indicat să avem și o bază teoretică în ceea ce privește eficacitatea produsului nostru, să ne asigurăm că totuși se pot atinge beneficiile pe care noi le dorim folosind produsul respectiv. Bineînțeles, avem parte de etichetare a produsului, care înseamnă partea de cutie, de ambalare primară a produsului nostru și de cele mai multe ori, multe suplimente alimentare au chiar și o instrucțiune de utilizare, sunt ceva asemănător prospectul, echivalentul unui prospect, dar mult, mult mai sumar. Vi se pare această legislație armonizată cu cea de la nivelul Uniunii Europene? În ceea ce privește conținutul dosarului și cum se ajunge la finalizarea acestui dosar, din punctul meu de vedere, da. Suntem armonizați cu legislația europeană, noi avem obligația de a menține standardele de calitate europene, astfel încât orice cetățean membru al Uniunii Europene să poată avea acces la suplimente de calitate. Și atunci, da, legislația din România ar trebui să se armonizeze cu cea de la nivelul Uniunii Europene. Și pentru că vorbim de sănătatea populației și știm că aceste suplimente alimentare se eliberează fără prescripție medicală, ele pur și simplu pot
pot fi cumpărate de orice român din farmacii sau din magazinele naturiste. Există și pericole pe care le-ar putea avea aceste suplimente? Cu siguranță, și este important ca fiecare dintre noi să fim conștienți de acest lucru. Indiferent că vorbim de un medicament sau de un supliment alimentar natural, pe bază, eu știu, de plante sau de compuși naturali obținuți prin metode naturale, este important să conștientizăm faptul că pot exista pericole. În momentul în care administrăm un supliment alimentar fără a avea în spate o motivație concretă și fără a avea sfatul unui medic specialist, pot apărea anumite dezechilibre. De multe ori se întâmplă să avem greșită impresie că dacă vom lua un supliment, eu știu, într-o doză foarte mare sau pe un termen foarte lung, se vor întâmpla minuni. Și din păcate se întâmplă exact opusul, când vrem să forțăm cumva lucrurile. De aceea, din punctul meu de vedere, cel mai indicat este, înainte de a începe o cură, un tratament cu un supliment alimentar, să mergem către medicul specialist, să avem încredere în opinia dânsului și, de ce nu, să, ba mai mult, să încercăm această abordare a medicinei integrative. Să avem încredere că omul din fața noastră ne vrea binele și ne poate vedea pe noi ca un ansamblu. Un pacient nu are doar o simplă nevoie medicală. El are un stil de viață, el are o dietă, el are un metabolism individual, care toate trebuie luate în calcul, astfel încât să avem beneficiile pe care noi ne le dorim și rezultatele cele mai bune de la o cură cu un supliment alimentar. Există și aditivi care s-au interzis a fi în suplimentele alimentare și aș vrea să dau exemplul dioxidului de titan. Însă, în cazul medicamentelor, înțeleg că acest aditiv încă există, nu a fost interzis. Care este explicația? Așa este. În ultima perioadă, în ultimul cam un an de zile, a ajuns acest subiect la punctul culminant. Și de ce spun punctul culminant? Pentru că s-a ajuns la concluzia că acest aditiv, dioxidul de titan, care este folosit nu doar în suplimentele alimentare, ci în general în industria alimentației, să fie scos din suplimentele alimentare. Motivația o stă la bază faptul că s-a observat de-a lungul studiilor conduse de comisiile europene și mai ales de Societatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, faptul că poate avea efecte nocive pe termen lung. Și atunci, pentru că nu s-a putut stabili o doză exactă, maxim admisă, pe care un pacient o poate lua zilnic sau la care poate fi expus zilnic, privind dioxidul de titan, cel mai bine a fost ca acesta să fie complet interzis. În suplimentele alimentare, în ceea ce privește medicamentele, Comisia Europeană a spus că planifică pentru următorii 3 ani o abordare extinsă a studiilor de siguranță privind dioxidul de titan în medicamente, astfel încât să poată stabili dacă îi va fi eliminat complet sau va fi menținut, cum este în prezent, drept colorant al medicamentelor. Ce efecte nocive poate da? În urma studiilor s-a observat că, deși este o moleculă mică care se absoarbe în cantitate destul de redusă atunci când este administrat pe cale orală, dioxidul de titan se acumulează. Și aceste efecte cumulative în timp, mai ales dacă vorbim de doze mari sau de un tratament îndelungat, pot duce la efecte ce țin de genotoxicitate. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că această moleculă are proprietatea de a altera materialul genetic al persoanei care este expusă la cantități mari sau pe termen lung de dioxid de titan. Efectele pot fi resimțite în mod direct de către pacientul respectiv sau, din păcate, generațiile următoare, practic urmașii persoanei respective, pot avea aceste alterări ale materialului genetic, care de cele mai multe ori duc la diverse maladii de a se instala mai ușor, precum chiar și cancerul.
De ce este el folosit în alimentație, că ați spus că și în produse din alimentație, în suplimente alimentare și în medicamente? Ce face el? El, în general, este folosit drept colorant. El, pentru asta, este indicat chiar și înainte de a fi eliminat din lista de aditivi permiși de către Uniunea Europeană, era încadrat drept colorant sau ajuta la partea aceasta de, să spunem, înfrumusețare, cât putem spune, a comprimatelor, a capsulelor. Dacă în privința reglementării dioxidului de titan în suplimentele alimentare știm cum stau lucrurile, ce se întâmplă cu produsele alimentare? În ce fel de produse alimentare am putea găsi dioxid de titan și cine trebuie să se ocupe de reglementarea lor? Dioxidul de titan, fiind folosit de o perioadă foarte lungă de timp, practic el a ajuns să fie într-o gamă foarte variată de produse alimentare pe care le putem găsi la orice pas, fie că vorbim de salate, fie că vorbim de preparate din acestea instant. Este adesea întâlnit în preparatele din pește sau din diferite crustacee. Și atunci noi practic suntem destul de expuși la această moleculă, chiar fără a fi pe deplin conștienți de acest lucru. Bineînțeles că odată cu intrarea în vigoare a acestei reglementări în ceea ce privește suplimentele alimentare, fiecare autoritate pe partea ei de activitate va trebui să facă niște demersuri pentru a lua niște decizii în vederea continuării utilizării dioxidului de titan sau a limita pe cât posibil această expunere a organismului uman la dioxidul de titan.